Imagini de pe stadionul municipal din Botoșani. Suntem în etapa cu numărul 25 și gazdele FC Botoșani întâlnesc liderul FCSB. Un atac rapid acum al gazdelor. Șutul lui Florescu, frumos, trece peste Eduard Florescu, este autorul golului botoșenean din meciul tur din această ediție de campionat, câștigat de FCSB 4-1. Nu pot să zic că a fost mai slab, mult mai slab decât în perioada dinainte accidentării, doar că mingea nu intră. Cine o să bată? Tănase sau... Da, Tănase până la urmă. Mingea nu trece de zid. Coman șutează cu pământul, mingea este însă prinsă fără probleme de Hankic. Vedem aici lovitura liberă bătută de Tănase. Șeron este în mijlocul zidului, greu să treacă mingea peste el. Haruț, în imagine, fundașul drept al FCSB-ului, care a debutat în Liga 1, tocmai împotriva lui FCSB, la un meci pe care echipa sa, Poli Timișoara, Poli ACS Timișoara, l-a pierdut 0-7 pe Arena Națională. Minge care îl depășește, șutează Alma Oas, apără Vlad, șutează Roman, apără Vlad. Ovidiu Popescu este cel care greșește la această minge, pe care Mihai Roman o putea transforma destul de ușor în gol dacă reușea să prindă șutul. 2 contra 1. Poziție de șut și mingea este scoasă foarte bine de portarul Hankic. Șutul bun al lui Olaru. Olaru reușește să găsească culoarul. Sau Tănase, da, nu, Moruțan până la urmă. Mijlocașul ofensiv al FCSB-ului, pe care mulți îl criticau. O, acolo nu pare să fie un hands, oare? Un hands destul de mare. Da, iată și pe Petrea. FCSB are doi oameni în afara, undeva la linia de centru. Lovitură de cap, prinsă până la urmă. Strigăte de durere în interiorul careului. Enrico Papa se uită către arbitru. FC Botoșani, atenție, are 1, 2, 3, 4 jucători în urma mingii. Și apărarea pare să fie expusă. Iată-l pe Coman, pasând înapoi, Moruțan, minge descoperită, Tănase, șutează Tănase și înscrie. Înscrie Tănase la o fază la care s-au repliat târziu jucătorii lui FC Botoșani. Când a pornit atacul, FC Botoșani avea 4 inși în urma mingii. Apărarea la refiată n-a putut face față acestui atac încheiat cu golul capitanului Tănase. Tănase revine după ce a fost suspendat etapa trecută și înscrie cu un șut cu exteriorul. Enrico Papa în continuare îi reproșează lui Șovre că n-a văzut un eventual fault. Să vedem dacă într-adevăr acel fault este pricina pentru care FC Botoșani primește golul. Iată preluarea cu dreptul, șutul cu exteriorul, nu trage tare. Mingea este descoperită. Nu trage tare Tănase, caută colțul și îl învinge pe portar. Se cam dă la o parte din fața lui Brown, dar cred că merge după, da, merge după Coman. Din nou contraatac, din nou contraatac FCSB-ului. În dreapta așteaptă și primește Octavian Popescu. Iese bine din trebuturi, foarte bine iese din trebuturi portarul Hankic și balonul este atins ultima oară de Octavian Popescu. Au de poartă. FC Botoșani începe cu construcția de la linia de fund, în condițiile în care FCSB avea toată echipa în terenul celor de la FC Botoșani. Mingea este recuperată, se aude fluierul arbitrului. Bine, Siria nu e chiar o forță în fotbalul african. Iată-l acum pe Moruțan, șut foarte bun și încă un șut. Mingea intră în poartă, ce șut formidabil!
Șut formidabil al lui Darius Olaru, din câte observ. Dacă e tot cu stângul, se întâmplă ceva ciudat cu băiatul ăsta. Ia să vedem. Da, el este autorul golului. Darius Olaru cu o bombă imparabilă cu piciorul stâng, el fiind dreptaci. 5 goluri înscrise în acest sezon, niciunul cu dreptul. 4 cu stângul, 1 cu capul. Gol care îl așează pe bancă pe Croitoru. Gol care, la care nu știu dacă echipa într-adevăr are vreo vină. Pentru că Moruțan joacă foarte bine acolo, șutează, mingea se duce periculos. Și vine bomba senzațională a lui Darius Olaru. Mingea-i vine bine pe stângul. Șutul său nu poate fi respins. Arată bine cornerul. Cerroni încearcă să lovească mingea, care ajunge la Real de Fili. Șut peste. Să vedem dacă va intra Ante Vukušić sau Topetrea va mai aștepta un pic. Va fi schimbare. O dată șutul lui Fili. Moruțan stă la pândă și recuperează acest balon, îl poate pasa. Moruțan încă o fentă, pasă în spate. FCSB încearcă să dea lovitura de grație. Mingea nu ajunge la Vukušić cât de mult și-ar fi dorit croatul să puncteze. Moruțan putea juca, cred, mai simplu această minge, dar meritul lui mare este că a intuit că vine pasa la portar, a plecat înainte ca mingea să fie trimisă către Hankić și a interceptat-o. Iată faza. Aici poți să-i pasezi lui Vukušić. Mingea este pierdută însă. Și atât pe Vlad. Țin la Miron. Probabil ultima fază. Hațegan se uită la ceas. Și fluieră. Final de meci. FC Botoșani 0, FCSB 2. În continuare, formația din Botoșani rămâne fără nicio victorie pe teren propriu fața FCSB-ului în 19 meciuri. În istoria celor două echipe, 3 puncte importante câștigate de FCSB la capătul unui meci în care au înscris Tănase și Darius Olaru.